Investita scară de bloc, merge la Paris. 4 dimineața. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby I got you. Am ajuns, mamă ce freză am. Am ajuns în Paris. O să vă spun imediat de ce suntem aici. Acum am lăsat bagajele la cazare, pentru că doar după ora 3 putem să facem check-in-ul. Așa că mergem să vedem Parisul. Bonjour, plouă. Am ajuns lângă turnul Eiffel, care nu-l vedem momentan. Îl vezi? Hai să ne orientăm. Dar că problema e că plouă și nici nu am ghiozdan pentru că l-am lăsat în cameră. Hai să ne uităm pe Google Maps, mai bine. Unde lui? Să nu mergem de nebun. Stai așa. Google Maps. De ce plouă? De ce plouă? Plouă. Mergem să mai căutăm un view. Mamă, da, am o freză. Ideea e că v-am spus, n-am apucat să ajungem la cazare, că check-in-ul se face doar la ora 3. Noi am ajuns undeva pe la ora 10. Am putut doar să ne lăsăm bagajele și atât am reușit să mă aranjez. Dar nu contează. Bine că stă turnul Eiffel bine și frumos. Și de la ploaia asta n-am ce să fac. Încercăm să găsim ceva să mâncăm. Că ploaia un pic s-a oprit. Hei, și la mulțea mama. Azi e ziua lui mama mea. Și a mamei mele. Super Parisul. Abia am ajuns, dar ne place de murim. Cred că am făcut 300 de poze. Apropo, puteți să mă căutați și pe Rolando Burlacu. Așa sunt pe Instagram, pe Facebook, mai postez și acolo pe unde merg, ce curs fac. Da, ne-am oprit să mâncăm în piața Trocadero. La restaurant, vă spun acum. Cafe Kleber. Am zis să mâncăm ceva tradițional și ne-am luat evident o supă cremă de ceapă și un pui cu cartofi prăjiți, cu french fries, da? Și doar că este o vreme îngrozitoare. Am o problemă că ne bucurăm de ea. Și așa e romantic. Ăsta restaurantul. Revin cu detalii după ce mănânc supă. Ei, și a venit supa noastră de ceapă, să vedem cum este. Da. Cam asta e supa adevărată de ceapă. Atât am putut să mănânc. Dar sincer, nu este una dintre favoritele mele. Iubite mele îi place. Ia, încă mănâncă, eu aștept felul 2.
niște puiuți cu cartofi prăjiți. Și încă avem o discuție aici, dezbatem problema că plouă și mai tare dacă ne mai plimbăm prin ploaie sau mergem la cazare. Am și un vlog de editat, deci rămâneți cu noi și o să aflați voi. Altfel arată niște puiuți cu cartofi prăjiți. Da. Am decis să plecăm de la restaurant, să mergem la cazare, că plouă foarte tare. Ne odihnim puțin și ieșim să vedem Parisul pe noapte. Somnușor! Da, în dimineața am lăsat camera acasă, am dormit bine. Și acum mergem să vedem Parisul pe noapte. Prima dată tot la Tour Eiffel o să mergem, să-l vedem noaptea și apoi vedem ce mai găsim. Da, bună seara, domnul Tour Eiffel, seara! E super multă lume și e foarte fain. Măcar nu mai plouă. Și nici urme de ploaie că s-au uscat. Vrem să mergem până la Tour Eiffel, apoi o să luăm pe Champs-Élysées până la Arcul de Triumf și cred că o să mergem pe undeva pe lângă cazare să bem și noi un vin la un restaurant. Super multă lume. Prea reușim să facem nici măcar o poză. E nebunie. Doi pași, iar mai mi se pare că găsim o zonă foarte frumoasă. Apropo, nu v-am zis până acum, dar cred că știți din titlu, sau nu știu dacă știți din titlu, dar noi suntem aici pentru că e ziua iubite mele, așa că hai să o încurajăm printr-un la mulți ani în comentarii. Poate apare și ea la anul de ziua ei. Așa că vă rog, lăsați și voi un comentariu cu la mulți ani. Da. Vestitul pot cu lăcățele, dar acum s-au dat jos lăcățelele pentru că se prăbușea săracul pot. Dar lumea tot a început să pună jos, sunt niște domni care încă vând lăcățele. Dar oricum știu că era foarte plin aici de lăcățele, acum nu mai e. Mergem în continuare. Baza Champs-Élysées-ului, practic de unde pornește el, este la Place de la Concorde, Mezelev. Da. Deci, practic, de acolo începe Champs-Élysées-ul cu freza mea superbă. Deci am luat-o de la Tour Eiffel, care e undeva pe aici, se vede, aici, așa, am luat-o pe jos, pe malul Senei, până la Place de la Concorde, cred că m-am murdărit puțin la gură cu franceză, și aici e baza Champs-Élysées-ului, o luăm ușor pe Champs-Élysées,
până la Arcul de Triumf și de acolo cred că ne retragem la un bar să bem și noi un vin. Și am ajuns pe Champs-Élysées, mesele. În capăt se va vedea Arcul de Triumf, ne apropiem de el. O, Champs-Élysées, o, Champs-Élysées. Cred că am terorizat-o pe iubita mea. Știu și eu o piesă, bă, în franceză. Ce să fac? Deja mă pricep la franceză, știu tot. O, Champs-Élysées. Traduc. O, Champs-Élysées. Foarte frumos, începe să se mai animat pe aici. Abia aștept să mă opresc să bem un vinuț. This is the real Arc de Triumf. Seamănă cu ce avem noi în București, dar parcă nu mai seamănă. Deci mă dor picioarele, dar nu mai pot. O, Champs-Élysées. A mers un pic. De vreo 3 ore tot mergem și tot vizităm. Și ăsta este punctul nostru de atracție final pe ziua de astăzi. V-am mai spus, mergem, bem un vin și acasă. Ia uitați Arcul de Triumf și coarnele mele. Am urcat de la metrou, găsisem noi acolo ceva restaurant unde am zis că o să stăm și o să bem un vin, dar surpriză, pe la 11:30 deja era închis. Am luat-o ușor spre hotelul unde suntem cazați, am zis că găsim și noi un magazin deschis, evident. Și luăm un vin și stăm și noi în cameră și bem un vin și apoi ne punem la somn. Dar a doua surpriză, nu era deschis nimic. Așa că am zis să stăm în pătuț. Și noapte bună. Oricum dimineața trebuie să mă trezesc să editez un video. Așa că cea mai bună decizie, ne băgăm la somn și ne vedem mâine la cafeluță. Hai! Noapte bună și bună dimineața la cafeluță!